astăzi în contextul Zilei Internaționale a Modei. Astăzi este marcată această zi la nivel internațional. Sărbătorim așadar această lume, acest univers, această industrie absolut deosebită, fascinantă, care strânește și controverse, pune multe semne de întrebare. Vorbim despre industria modei și ne-am gândit cu cine am putea noi să vorbim despre acest subiect și am zis că următorul nostru invitat este cel mai potrivit, pasionat de modeling de când era doar un copil, în prezent la o vârstă fragedă, având propria lui agenție de modeling și participând la concursuri internaționale de frumusețe acolo unde câștigă locuri de frunte. De exemplu, în 2022 a devenit Mr. Planet. Deci, un băiat din Republica Moldova este Mr. Planet. Este vorba despre Adrian Lefter, către care o să mă îndrept acum și o să-l salut. Bună, Adrian! Bună. Vreau să te îmbrățișez. Pentru că îmi place tare mult de tine, pentru că noi ne-am mai văzut la emisiune și de fiecare dată când ai venit, am vorbit despre concursurile la care fie ai participat tu, fie au participat discipolele tale. În primul rând, felicitări că e Ziua Internațională a Modei. Îți mulțumesc foarte mult. Ai sărbătorit cumva astăzi? N-am reușit, de fapt e început de săptămână și uite, avem un motiv să petrecem seara mai drăguț. Da, eu mă gândeam chiar, zic, uite, nu mi-amintesc să-l fi întrebat pe Adrian mai multe detalii despre cum a început exact pasiunea ta pentru modă. Uh-huh. De când erai tu copil? Zi-mi, când prima dată, pe la ce vârstă, unde ai văzut tu bărbați îmbrăcați eleganți, femei defilând pe podium? Cred că totuși s-a început din televiziune. Cred că am văzut asta undeva, pe la show-urile care toată lumea le cunoaște, Top Model în America sau din alte părți. Însă primul meu contact a fost la 14 ani, atunci când totuși am reușit să-i conving pe ei mei să plec la o agenție de modeling care era în Chișinău. Și am început să fac acest curs de modeling la 14 ani. Tu fiind originar din Chișinău sau dintr-o altă localitate? Nu, din Isporeni. Veneam în fiecare weekend în Chișinău, sâmbătă și duminică și făceam ore aici, câte 3 ore. Mm-hmm. La 14 ani tu ai știut exact, da? Că asta e ceea ce vrei. Credeam, da, cel puțin credeam pentru moment că asta e. Ulterior am luat și o pauză pentru că făceam liceul și era destul de solicitant. Însă sufletul meu tot acolo era și reveneam de fiecare dată când reușeam să o fac. Mm-hmm. Și cei din jurul tău, familia ta, colegii, cum au reacționat la această pasiune ta? Părinții mei, pentru început, erau destul de sceptici, ulterior au considerat că este doar o activitate extracurriculară și nimic mai mult, au acceptat până într-un sfârșit, dar sigur nu au putut să-și dea seama până în ultim moment că voi face asta pe viitor. Da. Adrian, felicitări pentru ce ai reușit să faci până în acest moment și vreau să vorbim puțin și despre Mr. Planet. Concurs câștigat în 2022. Da, în decembrie am trecut. În general, cât de stresante sunt asemenea concursuri pentru tine și uite, îmi permit să te întreb și asta. Deci, știi că se zice, frumusețea e în ochii privitorului. Mm-hmm. Tu chiar crezi că există un standard clasic de frumusețe și poți să zici, uite, ăsta e frumos, ăsta nu? Nu este adevărat, pentru că fiecare, de fapt, are standarde diferite. Considerăm la un moment că avem ceva în comun, avem ochiul ăsta de identificăm cumva modelele, însă nu e neapărat la fel. Chiar și la noi în industrie, experții din domeniu, agențiile, văd diferit. Eu văd modelele mele și prefer să am un anumit tipaj de modele, altcineva preferă în alt mod. Mm-hmm. Deci totul e destul de subiectiv. Subiectiv la un moment. În primul rând mai sunt și tendințele care mereu se schimbă. Este vorba despre proiecte diferite. Unele proiecte necesită un anumit tipaj de modele și altele nu. Mm-hmm. Vedem acum câteva fotografii din diferite ședințe foto. Ești întotdeauna elegant, deosebit. Pasiunea pentru modă, mă refer acum strict la haine. Tot așa? Ai avut-o de când erai mic? Da, cel puțin mereu am avut pretenții. Da? Da, când erai copil, voiai anumite, să-ți cumpere mama ceva. Da, exact. De când eram mic aveam aceste pretenții la haine, acolo și apăreau certurile de mici. Însă, cumva nu am dezvoltat foarte mult această latură. Mereu am considerat că am nevoie de un stil cât mai rezervat pentru mine și cumva să simt că îmi place, dar niciodată nu am încercat să experimentez foarte mult. Mm-hmm. Dar pui preț pe branduri, de exemplu, contează pentru tine? Nu prea, însă sunt unele chestii care mi le doresc să le am, dar 100% nu pun accent pe ele. Uh-huh. Se întâmplă să mai scotocești și pe la piețele second hand de haine? Am făcut asta cândva, însă este de fapt un proces foarte interesant, dar foarte obositor la un moment. Aveam cândva niște prietene care mă ajutau în acest sens, însă mie îmi plac lucrurile când sunt aranjate. Acolo poți găsi chestii foarte bune, dar necesită timp.
iar asta nu de fiecare dată l-am. Da, da, da. Și uite, asta e chiar așa un fel de, nu că păcăleală, dar îți dai seama cât de mult totuși contează ca o haină să fie călcată, spălată și pusă într-o lumină bună. Da, e adevărat. Cum e într-un magazin. Acolo se vede tot procesul ăsta la un magazin, cât de bine este aranjat, cu atât de bine vinde. Exact. Apropo de branduri, cine admiri, cine îți place din bărbați? Că astăzi am zis, hai să vorbim și despre moda pentru bărbați. Bărbați stilați pe care tu îi vezi îmbrăcați bine. Și din țară, de la noi, și de peste hotare. De fapt, în ultimele evenimente unde am fost aici, am remarcat mai mulți bărbați domni. N-am reușit să știu, să zic, pe fiecare în parte și cum îi cheamă, însă am apreciat de fapt că în Republica Moldova totuși bărbații încep să aibă gust la haine și de fapt au avut mereu, dar acum cel puțin i-am văzut. Nu știu să spun un nume exact, dar 100% l-am văzut pe Pavel Stratan, cum a reușit să se îmbrace de fiecare dată la un eveniment frumos. Este vorba de soțul Rodica Ciorănică, la fel, de fiecare dată a fost foarte bine îmbrăcat. Sunt foarte mulți bărbați, de fapt, care au un stil cât mai corect și pus la punct. Din afară, la fel, vine vorba de toți actorii de la Hollywood, care de fiecare dată normal că o să aibă un stil cât mai corect, pentru că mi-mi dau seama că au și o echipă în spate. Și nu pot să zic foarte multe despre ei. Clar, mult ca unui stil se vede mereu. Și un designer, nu știu, care îți place, așa ca și poveste, poate... Cartier, e bine să zicem, acolo e vorba de accesorii mai mult, dar brandul în sine are o istorie foarte frumoasă. Dacă vorbim despre branduri de haine, Gucci la fel are o istorie foarte interesantă, cum de fapt un brand familial poate ajunge la o corporație care nici măcar să nu aibă legătură cu familia. Sunt foarte multe branduri, de fapt, care au în spate o istorie și de fapt vând o istorie. Asta mi se pare cel mai interesant. Da, și de multe ori cred că și asta face diferența. Adevărat. Să vinzi o istorie. Da. Adrian, hai să revenim la discipulele tale. Tu lucrezi și cu modele mici. Îmi amintesc, cred că spre sfârșitul anului trecut sau la începutul acestui an, ai fost odată la noi în studio cu modelele tale mici, cu fetițele tale, elevele tale, hai să zic așa. Mi se pare o responsabilitate destul de mare să ai grijă de modul în care le modelezi mintea, știi? Ceva. Așa e. Nu? De fapt, da, la copii trebuie să fim foarte atenți din punctul ăsta de vedere, pentru că copiii cel mai ușor absorb informația, ceea ce văd, ceea ce simt de fapt. La copii e foarte greu să-i amăcești cumva la un moment. Ei simt foarte bine ceea ce le redai tu. Astfel, mereu am încercat să avem o abordare cât mai corectă față de ei și în același timp să fim cât mai atenți la ceea ce se întâmplă și la nevoile lor. Ei când vin la noi la școală, mereu încercăm să le cultivăm doar chestii care știm 100% că sunt benefice pentru ei. Asta e vorba de încredere, disciplină, responsabilitate, să înțeleagă de fapt ceea ce fac, dar într-un mod la fel distractiv, până în momentul în care chiar și cei copii care erau aici poate au venit atunci mai distrați, încă nu înțelegeau poate la un moment unde se află și ce fac, nu înțelegeau la momentul ăla ce înseamnă televiziune. Acum 100% deja au analizat și au dat seama ce s-a întâmplat și dacă ar veni într-un alt platou, clar au altă atitudine de fapt și înțeleg că sunt la job de fapt. Da, sunt la job. Da. Exact, dar erau mici, aveai și de 3 anișori, da, 3-4 anișori, da. Fetițe. Dar participaseți atunci la un concurs de frumusețe. Da, din Georgia. Din Georgia. Tu, Adrian, te mai pregătești pentru concursuri? Da. Da, chiar acum în această toamnă avem două proiecte pentru mine, unde voi participa în Turcia și în China, însă aștept încă confirmările la datele exacte. Concursuri de frumusețe. De frumusețe. Da. Deci ești într-un soi de pregătire, nu știu. Da, începem. De fapt, acum ne pregătim să deschid din nou, începem orele de lucru, schimbăm oficiu, ne ocupăm de partea asta de management, trecem multe ori și la partea personală cu proiectele. Da. Eu cred că tu, în general, ai grijă de tine. Ai o rutină de îngrijire? Sau nu e nimic așa foarte special? Nu e nimic ceva foarte special. Din punctul ăsta de vedere, chiar nu mă axez destul de mult, însă totuși am, cel puțin încerc în momentul actual să modific și să fiu mai complex din punctul ăsta de vedere. Nu pot să zic că fac foarte multe vizite la cosmetolog sau la, nu știu, la oarecare proceduri. Asta se întâmplă foarte rar, dar încerc, de fapt, cum dau seama că este vital. Sunt tânăr și mă ajută. Am un avantaj. Asta vreau să zic, da. Ești pe lângă tânăr, cred că ai și gene. Da, în momentul actual, da, n-am nevoie foarte mult, dar îmi dau seama că ar trebui totuși să duc unde unele chestii. Succes în
ceea ce mai urmează să faci. Te așteptăm în studio cu drag întotdeauna. Și după ce revii de la celelalte concursuri, dă-ne un semn. Mersi tare mult, Adrian. Mulțumesc.